Mulțumesc, stimați invitați, dragi frați întru Hristos, incluzând aici și pe surori. M-am gândit că pentru punerea în lucrare a temei noastre, a dezideratului nostru, care este pacea, nu este important doar lupta pentru pacea exterioară, ci, în primul rând, poate lupta pentru pacea interioară, unde vom avea cel puțin un conflict înghețat permanent. Iar pentru acest lucru, cred că este nevoie de stăpânirea fricii, atât de promovată în ziua de azi, pentru recâștigarea libertății, atât de atacată în prezent, dar în primul rând pentru reamintirea a prezenței vie și personale a Domnului nostru Iisus Hristos, a Maicii sale și a tuturor sfinților. Iar pentru acest lucru m-am gândit că este potrivit Psalmul 90. Cel ce locuiește în ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu spatele te va umbri pe tine și sub umbra aripilor Lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie într-o amiază, că diavori dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe cel prea înalt, l-ai pus scăpare ție, nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale, pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău, peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur, că spre mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu, strigava către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt unecaz și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi, cu lungime de zile îl voi umple pe el și îi voi arăta lui mântuirea mea. Amin.